Ce s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Dacă vine o actriță. Așa. Aici pe canapea, dacă vine un preot. Da. Nu mai vorbești cu vocea ta, cobori un ton, două toane. Sau două, două ceva. Pentru că atunci nu mai ești tu, Amalia. Ce cap frumos ai astăzi. Ești în toane bune, Dani? Aoleu. Și de unde ți-ai luat ochii ăștia? De la magazinul de ochișori frumoși? Cum zicea Oprișan. Asta da. E. A ta s-a putut. Alții n-am. Ce să fac? Credeți-mă că mă uitai pe listă să-i chem la nuntă și n-am pe cine să vă chem. Bă, m-am gândit, bă, dacă ar fi. Ia să văd. Am pe cine? Așa, da. N-am pe cine. Am vrut pe Mistrețul, dar are glume din 92. O să te chem, dar stai lângă boxă, să nu te auzi. Îmi place că atunci măcar nu ne-ai întrebat. Bă, când aveai pe cine, n-aveai cu cine. Acum că ai cu cine, nu mai ai pe cine. Mă dau ăștia în surat în fiecare luni, îi salut în continuare. Cât să mă mai faceți pe spatele meu like-uri? Și mai sunt unii și mai deștepți. Nu știu de ce toată săptămâna mi-au scris pe mail și pe social media diversi oameni care vor să-mi ofere diverse lucruri pentru casă. Zic, bă, s-o fi întâmplat ceva, au aflat că dau cu băiță terasa. Nu! Cineva a decis acum, după 9 ani de când mi-am făcut casa și 12-13 de când mi-am trânat garsoniera, să republice un articol cu cum ar crede ei că e la mine în casă. Nu sunt imagini reale, evident, decât una cu bobonete de când am făcut live de acolo. Și a explicat acolo, articolul e fain așa, că e pentru designer și arhitecți articolul scris. Doar că diversi oameni cred că eu abia acum am fac casa. Vă dați seama, mama, dacă ar avea Facebook, ce ar crede? Săracu, a stat în garaj 9 ani! Scrie acolo cum o să-mi fac cinema la subsol. Săracu, a stat în cinema! Băi, scrieți acolo! Și ți-o oferă lucruri pentru casă? Da, mi-a oferit niște băieți niște lucruri pentru dacă casă. Dacă nu-ți trebuie, să-mi dea. Eu nu am o problemă. Păi ai casă, Răzvan, stai. Eu sunt dintr-o familie de castori. Când mă cauți, mai fac o casă. Asta mi se spune, răzvânase patru case. Mai acum și domnul cu șase candidează. Ai dreptate. Păi da. Ai și tu o șase.